5 secții modernizate ale Spitalului Județean Suceava au fost inaugurate. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, și vicepreședintele Consiliului Județean, Alexandru Băișanu. Este vorba despre secțiile nefrologie, medicină internă, ortopedie, traumatologie, gastroenterologie și chirurgie infantilă. De asta am venit așa începuit, ca să fim o colaborare bună. Ca și colaborare, ca și ambient. Spunea și trebuie mai optimist. Premier la fond, spunea domnule, am fost client ortopedie și m-am stat mă amintit. Să vin volul central și cu circuitele foarte bine asigurate și reamenajate. Am figurat compartimentul cu faturi, am înființat un compartiment. În privința patologiei oncologice, putem rezolva cazurile, să le facem tratamente adecvate cu concursul. Cele 5 secții au fost modernizate din fonduri asigurate de Ministerul Sănătății, Consiliul Județean și Spitalul Județean. Valoarea totală a lucrărilor a fost de aproximativ 2,6 milioane de lei. Cum arătau înainte secțiile și cum arată din păcate încă secția ORL nemodernizată, dar am văzut și 5 secții care arată impecabil, sunt la standarde europene, chiar internaționale. Și ceea ce mă bucură mai mult este faptul că într-un timp foarte scurt, din septembrie și octombrie, în acest an am reușit în câteva luni, chiar mai puțin, chiar și o lună, astfel de investiții care au adus nivelul și medical, dar și de confort pentru pacienți și pentru personalul angajat la un standard într-adevăr foarte ridicat. Investițiile sunt într-adevăr mari, efortul financiar a existat și din partea Ministerului Sănătății și din partea Consiliului Județean și din partea Spitalului. Efortul uman a fost la fel pe măsură, pentru că aici echipa managerială și cei care s-au implicat au ținut din scurt legătura cu constructorii, s-au încadrat în termene, chiar mai repede au fost realizate decât termenele prevăzute, și asta îmi dă sentimentul și speranța pentru viitor că anul care vine o să reușim să închidem toate lucrurile de investiții, nu mai este foarte mult. Și mai am constat un lucru, drept dovadă că investițiile care s-au făcut au fost făcute țintit, s-a mers în primul rând la secțiile care aveau cea mai mare nevoie, care deservesc categorii de boli extrem de dificile. Directorul Spitalului Județean a menționat că au fost deblocate 8 posturi pe care s-au angajat 8 medici rezidenți. De timp am organizat concursul de ocupare a unor posturi de medici, au venit 8 medici specialiști și chiar rezidență în ultimul an, oameni de mare perspectivă de care veți auzi, și facem asta și mai infuzii de capital uman tânăr. La câte posturi aveți? 8 am scos. Și 8 oameni pe 8 posturi, da? 8 oameni pe 8 posturi, pentru că asta trebuie să vizez și cine să se prezintă.